emoții și mă gândeam că așa de puține surori cunosc în biserica de aici. Dar Dumnezeu este Dumnezeul surprizelor și când am venit aici am putut să descoper așa multe surori pe care de fapt le știu, surori cu care am slujit în același ogor și de ani de zile Dumnezeu ne-a împletit rădăcinile și sunt acolo în rând întreg, surori cu care am umblat în misiune, surori pe care le știu de ani de zile, surorile mele de la Udvin cu care am slujit altă dată. Asineta, pentru tine mă bucur într-un mod absolut special, să știi, ești prețioasă și apreciez zidirea pe care Dumnezeu o face în tine și iată că Dumnezeu ți-a dat o familie mare, rude prin alianță, așa de multe pe care le respect și le apreciez pentru că din neamul lor au venit în familia noastră, așa, tot prin alianță, niște copii foarte, foarte prețioși. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și chiar dacă celelalte poate nu ne-am cunoscut sau nu ne-am întâlnit, dar simțim aceeași dragoste și aceeași unitate a Duhului și atunci când ne întâlnim este ceva care face așa un pod de legătură de la inimă la inimă imediat și nu poate să fie nimic altceva decât dragostea lui Hristos. Mi-a plăcut așa de mult momentul muzical din nou, fete pe care le știu de când erau copilițe și le-am văzut în timp. Dumnezeu să vă răsplătească slujirea pentru că voi faceți pe pământ ceea ce o să facem toți în ceruri, să lăudăm pe Domnul. Mi-ar fi plăcut și mie să laudă, Domnul nu mi-a dat harul și darul ăsta. Cred că așa cum stați aici, pe fiecare, dacă v-aș întreba cum v-a fost viața de până acum, cred că niciuna nu poate să spună, indiferent de vârstă, indiferent de apartenență, că a avut o viață liniară, nu? E așa că viața noastră este intersectată și fiecare care ar veni aici, așa cum am auzit mărturia spre gloria lui Dumnezeu, cred că fiecare pe rând ar putea să aducă o asemenea mărturie, nu? Că viața noastră a fost plină de multe binecuvântări pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu, dar și de foarte multe încercări, de toate felurile. Încercări despre care foarte puțin vom încerca astăzi să vorbim. Nu știu cum se face, dar în binecuvântări ne manifestăm cam la fel, nu? Ne bucurăm, mulțumim Domnului, dar trebuie să avem onestitatea și să recunoaștem că de multe ori credem că am meritat binecuvântările alea sau le luăm ca un dat. Fie că am muncit pentru ele, fie că am avut înțelepciune în decizii, fie că am avut moșteniri, fie că, no, ni s-au cuvenit, nu-i așa? Ați auzit voi vreodată pe cineva strigând, Doamne, dar de ce m-ai binecuvântat? Dar de ce te-ai oprit în dreptul casei mele? Doamne, n-am nevoie de binecuvântările astea, te rog să le iei de la mine și să le dai la altcineva. Eu n-am auzit pe nimeni și nici eu n-am făcut vreodată lucrul ăsta, chiar dacă am fost foarte copleșită. Dar în încercări, cum facem? Acolo se văd deosebit. Atunci încercăm. Strigăm la Dumnezeu, Doamne, dar de ce mie? Doamne, dar de ce în casa mea? Doamne, dar nu mai pot. Doamne, dar parcă mi-ai dat prea mult. Dar cum o să rezist? Cum o să scot la capăt? Întrebările noastre sunt așa de multe. Și după ce trece șocul, pentru că nu e așa, o zi poate să înceapă ca oricare altă. Dar uneori, un simplu ciocănit în ușă, un simplu telefon, o simplă vizită la doctor, poate să se transforme într-un coșmar, într-o veste care să te afecteze pentru toată viața și niciodată să nu mai fii la fel. Și după ce trece coșmarul acesta, după ce trece șocul acesta, ce facem? Venim la Dumnezeu, nu-i așa? Ne agățăm de El și începem să strigăm la El. Începem să căutăm în Scriptură promisiunile lui Dumnezeu. Îi spunem, Doamne, uite ce am găsit scris aici, că toți cei care se încred în Tine nu vor fi dați de rușine. Și căutăm și alte promisiuni. Și în bunătatea Lui, Dumnezeu, în funcție de scopul pe care îl are, uneori ne răspunde instant.
Nu vi s-a întâmplat să nici nu apucați să insistați în rugăciune și Dumnezeu să vă iasă în întâmpinare și să răspundă unor nevoi și unor rugăciuni? Dar tot atât de adevărat este că Dumnezeu îngăduie răspunsul lui să vină la timpul potrivit, dar nu timpul nostru potrivit, ci timpul lui potrivit. Și noi uneori ca femei, nu? Atunci când ne rugăm, și nu-i vorba aici numai de suferința trupească, dar ca mame cât de mult ne doare pentru fiii, fiicele noastre care au o paranteză de devenire în viața lor, câte soții nu suspină pentru soților. Și atunci noi venim și insistăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și, dar în același timp, mintea noastră este așa de prolifică și noi avem planuri și regii umane și știm cum ar trebui să ne răspundă Dumnezeu. Și avem plan A și plan B și plan B. Ce? Numai că atunci când Dumnezeu întârzie, începem să ne punem semne de întrebare. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat pentru slavă. Dumnezeu ne-a creat pentru relație. Dumnezeu ne-a făcut asemenea Lui și ne-a dat și nouă puterea de a comunica cu El. Dumnezeu a trecut dincolo de cuvânt și și-a demonstrat dragostea nu numai printr-o declarație, ci chiar l-a dat pe Fiul Său. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său. Dumnezeu ne-a dat plinătatea Duhului care să ne mângâie, să ne călăuzească, să ne înțelepțească. Dumnezeu ne vorbește în atâtea feluri. Prin creație, printr-un copil, printr-o floare, prin orice. Și în dragostea Lui El ne caută la locul în care vrea să ne întâlnească. Noi de atâtea ori nu suntem acolo. Și atunci este nevoit să ne strige în încercările noastre. Să ne frângă inimile. Știți de ce? Ca să poată să pătrundă mai adânc în ele. Niciodată suferința nu este plăcerea lui Dumnezeu. Dar este unul din instrumentele Lui de lucru. Și de fiecare dată când mărturisim aici biruințe, mărturisim bunătatea Lui și modul în care L-am cunoscut. Pentru că în cele din urmă, știți de ce este El interesat? De parcursul nostru, de devenirea noastră. Mulți ani la rând am avut așa o concepție greșită. Aveam și eu rugăciuni, ca toate mamele, sau ca toate soțiile, ca femeie, și auzeam mărturii, așa cum am auzit astăzi, de biruința lui Dumnezeu. Eu am început să cred că, de fapt, asta înseamnă biruința lui Dumnezeu. Când Dumnezeu răspunde și când putem să-L lăudăm pe El și să venim și să mărturisim, nu? Că așa avem îndemnul în psalmi. Mărturisiți minunile Domnului, lucrările Domnului, spuneți neamului de oameni care vine după voi. Și când vedeam că trec anii, Dumnezeu nu-mi răspunde. Începeam să mă gândesc. Pentru că în același timp erau alte persoane care nu aveau atâția ani de când se rugau și era sărbătoare, tăiau vițelul cel îngrășat. Și eu mă gândeam, Doamne, dar la mine când? Ce spuneam atunci, cu siguranță eu nu merit să primesc răspunsul, pentru că nu sunt așa de spirituală. Eu nu m-am rugat îndeajuns, eu n-am postit îndeajuns și mă auto-învinovățeam. Dar la fel îl limitam parcă și pe Dumnezeu. Pentru că eu îl cuantificam pe Dumnezeu doar prin prisma răspunsului la rugăciunea, biruinței, a scopului pe care eu îl aveam. Mă uitam mai mult la mâna Lui, la răspunsul Lui. Până când am înțeles un lucru, Duhul Domnului mi-a explicat că biruința nu este acel final de drum când este un răspuns la rugăciune. Știți când începe biruința? Atunci când eu falimentez înaintea lui Dumnezeu cu planurile mele, cu mintea mea cea deșteaptă, cu încăpățânarea mea, cu mândria mea, cu toate regiile mele umane, și când zic, ajung să zic, nu eu, Doamne, ci Tu. Cum Tu alegi să lucrezi? Voia Ta să se facă, dar eu când spun că voia Ta să se facă, să nu mai am vreo alternativă, să nu-i mai sugerez ceva lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu are un har ascuns atunci când noi ajungem în prăpăstiile vieților noastre. Pentru că noi până ajungem acolo jos, ne uităm în permanență să ne agățăm de ceva.
Ne agățăm de oameni, avem așteptări nerealiste de la oameni. Ne agățăm de promisiuni pe plan orizontal. Avem foarte multe oscilații în trăirea noastră. Dar când ajungem jos de tot acolo, acolo nu mai avem de nimic de ce să ne agățăm. Acolo este harul ascuns. Pentru că de acolo, din locul acela, știm că nu-L mai avem decât pe Dumnezeu. Și cu adevărat, atunci înțelegem că scopul lui Dumnezeu în final nu este neapărat să-mi dea mie vindecarea sau să-mi rezolve mie o problemă de familie sau să-mi dăruiască un lucru pentru care poate ani de zile m-am rugat. Scopul lui Dumnezeu este devenirea mea, cioplirea mea pentru Ierusalimul ceresc. Aurul așa se topește, se curăță de tot ce are, în cuptor se lămurește acolo. Cele mai mari personalități, cele mai mari caractere s-au format cu dalta suferinței. Avem atâtea exemple biblice. Oare am fi auzit noi de Daniel vreodată dacă n-ar fi fost groapa cu lei? Oare am fi auzit noi de Moise vreodată dacă n-ar fi fost 40 de ani de așteptare? Oare am fi auzit de Pavel, de Petru, de toți? Dar Domnul Iisus, cât a suferit Domnul Iisus, cât au suferit urmașii Lui. Și astăzi îi întâlnim unde? În norul de martori. Și pentru că suntem femei, mă uit în Scriptură și întotdeauna îmi place să exemplific cu Scriptura. Ce m-a uimit pe mine este următorul lucru. Cum se face că într-o epocă total patriarhală, când femeile aveau drepturi restrictive și dacă citim cât de restrictive erau, aproape este un nonsens, este un paradox. Cum se face că într-o vreme ca aceea, totuși noi cunoaștem niște femei glorioase, femei care sunt puse în cinste, femei care au ajuns în genealogia Domnului Iisus Hristos, femei despre care noi învățăm și învățăm pe copiii noștri. Cum se face? Vreau să vă spun că nu sunt descrise suferințele. Pentru că în final Dumnezeu nu ne va întreba cât am suferit, ne va întreba cât am iubit și cât am slujit. Dar ele au rămas în istorie. În ciuda necazurilor, în ciuda problemelor, pentru că n-au avut o viață ușoară, au rămas datorită modului în care s-au ancorat în Dumnezeu. În ciuda tot ceea ce li s-a întâmplat. Și una din femeile acestea despre care vreau să vă împărtășesc este una despre care de-a lungul anilor, în mare majoritate a predicilor, am auzit doar referințe negative. Și am 2 ani de zile de când așa a fost ca o descoperire duhovnicească, pentru că de fiecare dată asta e rugăciunea mea înaintea Domnului. Doamne, dacă tot m-ai pus în slujba asta, dăm ceva de la Tine. Nu ne inspirăm din toate sursele, dar când primești ceva direct de la Dumnezeu, este absolut diferit. Și fiecare cred că puteți să aduceți mărturie în sensul ăsta. Și am luat cuvânt cu cuvânt, virgulă, semnele de punctuație, trimiterile, ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat totul. Am studiat destinul unei femei pe care, dacă ar fi să îl definesc și să spun ceva despre povestea vieții ei, probabil că aș intitula-o așa, de la faliment la biruință, de la frângere la biruința finală, la înălțare, de la victimă la biruitoare, o femeie foarte frumoasă. O femeie care era foarte bogată, avea o apartenență deosebită, o clasă socială ridicată. Soțul ei era unul dintre vitejii lui David. Tatăl ei era unul din sfetnicii lui David. Făcea parte dintr-o clasă superioară, din punctul ăsta de vedere. Avea, de ce zic că era bogată? Pentru că nu oricine putea să aibă casa în zona rezidențială, acolo unde trăiește împăratul. Nu-i așa? O femeie care avea o căsnicie foarte frumoasă. Își iubea nespus de mult soțul. Și citiți despre descrierea căsătoriei ei, în ceea ce spune
prorocul Natan despre căsătoria ei. Este vorba despre Batșeba. Și într-o zi, așa este documentarea biblică și așa descrie, că așa cum erau casele fără acoperiș, femeile obișnuiau să-și facă baia ritualică lunară acolo, după perioada lunară. Ea s-a dus liniștită să-și facă baia aia de curăție, fiind convinsă că împăratul este împreună cu soțul ei și cu unchiul ei și cu toate neamurile ei și cu tot staful de război, pentru că dușmanii erau la graniță. Și ce era mai groaznic era că era în pericol chivotul Domnului și noi știm cât de important era chivotul Domnului pentru poporul lui Israel. Dar într-o zi, până atunci David nu lipsise de la niciun război. Nu? Motivată, n-avea de unde să știe. Dar într-o zi, o bătaie puternică în poartă, garda împăratului o ia și o duce la palat, pentru că mulți spun că ea s-a dus la palat. Nu s-a dus, în Biblie scrie că a fost dusă. Violată, nimeni n-a întrebat-o de sentimente și trimisă acasă. În scurtă vreme află că este însărcinată. Și normativele vremii erau foarte periculoase pentru adulteri. Era pedeapsă, nu, cu uciderea cu pietre, știind mai ales că soțul ei este plecat la război. Trimite o slujnică sau un slujnic să îi ducă vestea la împărat. Împăratul ce face? Întotdeauna păcatul are consecințe. La primul păcat a mai adăugat unul. Îl cheamă pe soțul ei de la război, nu i-a păsat pe chivotul acolo și că el era o căpetenie, deci nu era oricine, îl îmbată bine și îl trimite acasă, ca să poată să pună sarcina nevestei, nu? În cârca lui. Dar el nu se duce. Și poate v-ați întrebat de ce. Și îl îmbată a doua zi și vrea să-l trimită. Și el iarăși nu se duce. Și știți de ce? Pentru că omul ăsta a avut un caracter în acea vreme mult mai integru decât David. Pentru că el nominal îi spune, cum aș putea să mă duc acasă să mă bucur de plăcerile nevestei mele când dușmanii sunt la graniță și când chivotul Domnului este în pericol. Nu mă voi duce. Ce face David? Trimite o scrisoare, îl face pe el solia propriei morți, este expus în război și este ucis. După aceea, ce face David? Din nou dă o poruncă și o aduce pe Batșeba la palat unde? În harem. Acolo unde era concurență, unde era gelozie, unde era dușmănie, din doamna cea frumoasă, dintr-o dată, într-o așa alianță, așa o apartenență. Și când în sfârșit aștepta să-i se nască un copil, mângâierea vieții ei, ce se întâmplă? Copilul moare. Aș putea să o numesc fără nicio rezervă un Iov feminin. O femeie care a avut tot, la fel ca și Iov, dar care într-o secundă a pierdut tot, sau în decurs de câteva zile. Putem să recapitulăm de la frumusețe, de la bogăție, de la slavă, de la proprietate, de la soț, de la dragostea care a purtat-o pentru soț, violată, însărcinată, pierdut locuință, dusă în harem, copilul mort. Și a jelit foarte mult soțul. Asta ne arată cât de mult l-a iubit. Abigail nu și-a jelit soțul. Dar Batșeba l-a jelit tare mult, pentru că a legat-o ceva foarte puternic pentru nefericirea vieții ei. Ei, dar dacă v-a impresionat povestea până aici, să știți că din punctul de vedere al lui Dumnezeu abia de aici începe. Pentru că femeia asta a ales să nu rămână o victimă. A ales să nu rămână acolo jos. A ales să se încreadă în Dumnezeu și s-a agățat în totul lui tot de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște nu numai la suprafață, ci știe atitudinea inimii. Și dacă ea ar fi avut vină în inima ei și ar fi avut o atitudine necuvincioasă, ar fi fost sub aceeași incidență a pedepsei împreună cu David.
Dar ea n-a fost pedepsită, doar David a fost pedepsit. Ei Dumnezeu îi dă un fiu, dar nu orice fel de fiu. Pe cel mai înțelept om care se spune că a trăit în toate timpurile, pe Solomon. Dar v-ați întrebat vreodată, cine i-a picurat înțelepciunea zi de zi acestui copil? Oare nu mama lui? Împreună cu prorocul Natan? Iată că femeia asta s-a agățat în totul și a pus încrederea. N-a mai așteptat nimic de la soțul ei. N-a mai așteptat nimic de la nimeni. Și s-a dus direct înaintea lui Dumnezeu. Interesant este că Dumnezeu îi mai dă și alți copii după aceea. Și o găsim în istorie, nu se termină istoria ei aici. Până când o vom găsi în strălucita galaxie a norului de martori, a femeilor destinului din Vechiul Testament, o întâlnim cu înțelepciunea ei într-o situație în care a salvat împărăția de un război civil. Și apoi, cireașa de pe tort este că toți cei care cercetează Scriptura au ajuns la concluzia că portretul femeii din Proverbe 31 este de fapt portretul Batșebei. Și acolo vedem finalul și vedem secretul vieții acestei femei. Vedem cheia succesului acestei femei. Unde? Acolo unde spune că femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Ce minunat că de acolo de unde a fost o victimă, de acolo de unde a fost în suferință, de acolo de unde i s-a luat absolut tot, Dumnezeu a ridicat-o, i-a dat înțelepciune, i-a dat pricepere, duh de pricepere, ca altă dată lui Bețaleel și Oholibab. Și se scrie acolo, în fiecare zi, soțul ei o aprecia și copiii ei la fel. Multe fete au o purtare aleasă, dar tu le întreci pe toate. Ori la cine o fi făcut referință? Păi David a avut 8 soții. Nu mai zicem numărul de țiitoare, cât erau pe vremea aceea. Și din toate, David o menționează pe ea. Iată că, om spune noi, a trăit acum câteva mii de ani și așa, dar să știți că de foarte multe ori povestea ei seamănă cu povestea noastră, sau invers, povestea noastră seamănă cu povestea ei. Numai că știți care e greșeala noastră de cele mai multe ori? Este că noi privim invers cronologic în Scriptură. Și vedem biruințele. Dar haideți să vedem cum decurge viața în cadența pașilor de zi cu zi. Și să ne putem imagina atunci, așa să brodăm viața și să înțelegem. Și avem foarte, foarte multe lucruri de învățat de la femeia aceasta. În loc să-și scrie ca și Ieremia cartea plângerilor sau cartea lamentărilor sau cartea judecătorilor, să-și exprime judecata față de ce a fost, viața ei este un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea, mi-ar place să vă aduceți aminte de portretul acestei femei. Când vă duceți acasă, ca și creștinii din Berea, să luați Scriptura și vă provoc să citiți, să vedeți dacă ceea ce am spus este adevărat. Dar să luați așa, cuvânt cu cuvânt, și să vedeți cât de minunat Dumnezeu țese acest chip. Să știți că niciodată nu îngăduie noi ca femei Dumnezeu să ajungem într-o situație care să nu aibă corespondent biblic. Așa de multe sunt portretele de femei din Scriptură. Poate că și tu ești aici și ai așteptări nerealiste de la soțul tău. Și te vezi nefericită și aduni în fiecare zi amărăciune, nemulțumire, judecată, termene de comparație, îngrijorare. Pentru că el nu este așa cum a fost sau cum îl proiectezi în imaginea ta sau cum pretind să fie. Sau... Dar trebuie să vă spun un lucru. Nu putem aștepta împlinirea decât de la Dumnezeu. Nici măcar de la copii, nici de la lideri, de la nimeni. Decât de la Dumnezeu. Și atunci când venim cu totul și ne căutăm ascunzișul în Dumnezeu, atunci este biruința noastră. Vedeți, în ultima vreme, cele care ați mai umblat la conferințe, se bate multă monedă pe verbele astea, a fi și a avea, că numai, să nu mai luptăm atâta ca să avem, ci să luptăm ca să fim. Și e adevărat,
Numai că dacă ne uităm mai bine la viețile noastre, în bătăliile astea, de zi cu zi, trebuie să recunoaștem că nu reușim nici să avem atâta cât ar trebui și ne simțim de multe ori falimentare și nici măcar ca devenire. Mereu suntem între ce am fost și nu vrem să mai fim și ce ne dorim să fim, dar încă nu avem puterea să devenim. Dar Duhul Domnului mi-a descoperit cu câteva zile înainte că ar trebui să nu mai ținem așa de mult la aceste verbe a fi și a avea, și să înlocuim totul cu a aparține. Și atunci când aparținem de Domnul Iisus Hristos și când cu El ne odihnim în brațele lui Dumnezeu, atunci nu mai suntem ispitite nici să avem, nici să fim, pentru că avem încrederea totală în El. Și acolo este, din toată alergarea zilelor noastre, din toate lucrurile poate că nedrepte pe care le traversăm sau ni se întâmplă, acolo este locașul nostru de odihnă. Și când știi cui aparții, și când știi identitatea ta în Hristos, și când știi valoarea ta în Hristos, femeie, nu mai sta ca un pipiric, nu mai plăti preț și nu mai răspunde celui rău, ci ridică-te în omul din lăuntrul tău, încinge-ți mijlocul, oțelește-ți brațele, fii pregătită să îmbrățișezi această apartenență, ci poartă-te ca atare, nu-ți permite să te porți mai puțin, nu-ți permite să cobori standardul, pentru că nu ești oricine, ești chemat în această lume să fii o mărturie și poate pare deja clișeu, dar noi chiar asta trebuie să facem. Prin tot ce vorbim, prin tot ce lucrăm, prin modul în care slujim, suntem chemate să facem diferență. Fiecare acolo unde suntem, dincolo de problemele din casele noastre, din viețile noastre, Dumnezeu ne dă puterea să ne ridicăm deasupra și să fim biruitoare împreună cu El, dar atunci când îi dăm Lui totala conducere. Celălalt exemplu despre care vreau să vă spun este a unei fete care visa ca toate fetele să devină mireasă, să aibă nuntă, să fie o petrecere frumoasă, visa la mirele ei, dar avea o soră care chiar dacă era mai mică decât ea, era mai frumoasă, sangvinică, avea o frumusețe, era îndrăzneață, avea o frumusețe exterioară și aia bătea ochii. Nimeni nu era interesat de frumusețea ei lăuntrică. Și într-o zi apare un mire, dar mirele ăla vine pentru sora ei. Și ea, în inima ei, se bucură pentru sora ei. Și probabil că au făcut decoruri de nuntă, probabil au ajutat la meniu, probabil i-au admirat rochia de mireasă și a fost așa de bucuroasă, nu? Numai că atunci când s-a lăsat întunericul, cineva a apucat-o de mână și a zis, tu mergi în cortul mirelui. N-a întrebat-o de sentimente, absolut deloc. Și Leia a trebuit să meargă în cortul mirelui. Și dimineața, durerea ei a fost și mai mare. Când și-a auzit soțul strigând, ce mi-ai făcut la bani? Eu ți-am slujit pentru aialaltă și tu mi-ai dat asta numai. N-o zis, urăcioasă asta, femeia asta. Și durerea ei și mai mare a fost. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al compensațiilor divine. Nu vi s-a întâmplat că atunci când ați fost într-o suferință mare, Dumnezeu să vă facă o bucurie specială, printr-un copil, printr-o altă soră, printr-un frate, printr-o veste, prin ceva absolut deosebit, numai că așa de mult suntem ancorate în suferința noastră că nu vedem compensațiile lui Dumnezeu. Și în cazul ei, Dumnezeu a făcut-o roditoare. Pe sora ei a lăsat-o să fie stearpă. Și ea a mers înaintea lui Dumnezeu și a început să nască copii. Și cu fiecare copil își punea încrederea în Domnul și spunea, dar și în soțul ei. Și conform tradiției la evrei, nu, cu atât era mai puternic o familie, cu cât erau mai mulți băieți moștenitori, nu? Și ea zicea,
am mai făcut un copil, sigur soțul meu la noapte trage la mine. Sigur soțul meu mă va iubi măcar un pic. Și din nou, și din nou. Și speră să fie iubită, pentru că, imaginați-vă ce tragedie, n-a fost iubită de tatăl ei, nu i-ar fi făcut asta, n-a fost iubită de sora ei, că era într-o concurență, n-a fost iubită de soțul ei. Abia la al patrulea copil, ea își dă seama că nu mai poate să aștepte nimica de la Iacov. Și se agață de Domn. Și știți că se pun nume cu semnificații. Pe cel de-al patrulea băiat, ea îl numește Iuda și zice, slăvit să fie Domnul. Ăsta e un copil al Domnului. Ea de atunci înțelege că nu mai trebuie să aștepte decât de la Dumnezeu. Și să știți că trec anii, sora ei prin comparație, ca să vedeți ce înseamnă adâncimea spirituală și ce înseamnă maturitatea, ea se duce la Iacov și zice, dăm copii sau mor. Nu? Și Iacov zice, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care ți-a încuiat pântecele? Din nou, nu? Avem de învățat că nu putem să mai așteptăm de la soții noștri, nu ei pot să ne dea binecuvântarea pe care numai Dumnezeu trebuie să ne-o dea. Dar ce-ți zice? Să ai o rugăciune, să ai o așteptare toată viața și ea să nu se împlinească. Am putea să ne împăcăm vreodată oare cu gândul ăsta? Iată că femeia asta, să știți, a trecut la Domnul, a trecut de pe pământ și totuși nu i s-a împlinit. A visat toată viața să poată să-i spună nu bărbatul meu, ci iubitul meu. Și n-a putut să spună niciodată, pentru că n-a avut nicio dovadă de dragoste din partea lui Iacov. Dar se întâmplă ceva. Atunci când Iacov își cheamă toți fiii, înainte de a-și trage picioarele și de a pleca la Domnul, și începe să dea binecuvântare. Și binecuvântarea care o dădea nu era de la el. Binecuvântarea care o dădea era de la Domnul. El era doar un canal prin care binecuvântarea mergea. Și odată Iacov realizează ceva extraordinar. Wow! Wow! Din cei 12 copii, din cele 12 seminții ale lui Israel, 6 sunt ai lei și nu oricare, ci cei mai destoinici, cei mai speciali. Și știți ce face reparatorul Iacov în cele din urmă? Dă o poruncă. Din nou asta la evrei era ceva extraordinar. Îi spune să oasele mele să fie puse alături de cine? De Leia. Nu de Rahela, de dragostea vieții lui. Ce nu s-a întâmplat înainte de viață, în viață, înainte de moarte, iată că se întâmplă după. Dar nu numai atât. Nu numai atât. Uitați-vă să vedeți, așa cum am spus, că 6 din semințiile lui Israel sunt fiii Lei. Toți leviții, Moise, Aron, Miriam, sunt urmașii Lei. N-am fi avut primele 5 cărți din Scriptură dacă n-ar fi fost Moise. Iosif și Maria, părinții Domnului Iisus Hristos, sunt din sămânța Lei. Toți regii sunt din neamul lui Iuda. Este David, este Boaz, invers, este Domnul Iisus Hristos care este din seminția lui Iuda. Tot ce este mai valoros, tot ce este mai valoros. Iată cum Dumnezeu răscumpără și noi știm, dragilor, și aș vrea să ne încurajăm cu asta, că viața noastră nu se termină aici. Avem o altă dimensiune și prin tot ce facem ne pregătim pentru cea de dincolo, pentru veșnicie. Mă rugam cu unul din nepoții într-o seară și l-am auzit că se roagă pentru viața veșnică și îl întreb la un moment dat, Levi, dar ce este viața veșnică? Vrei să-mi explici și mie? Am vrut să văd cum proiectează el. Și el se uită așa foarte serios, zice, pune, nu-mi vine să cred că tu până la vârsta asta încă nu știi ce înseamnă viața veșnică. Și zic, ba, eu știu, dar hai explicăm tu. Păi știi tu? Este o planetă
unde se vor duce sufletele noastre și este o planetă pe care Domnul Iisus o pregătește și o face frumoasă. Da, l-a spus de un copil de 6 ani, dar acolo este țelul nostru, acolo este scopul nostru. Dar până atunci Dumnezeu ne pregătește și să nu fim, cum să vă spun, copleșite de tot ce ni se întâmplă, să nu facem din suferința noastră mai o descriere mai amănunțită și mai grea decât suferința Domnului Iisus Hristos. Și auzim că fiecare cu crucea lui, că trebuie să-și târască, să-și ducă crucea. Dacă trebuie să o duci, măcar du-o cu demnitate, n-o târâ. Nu avem un desfășurător înaintea noastră, pentru că dacă am ști ce ni se întâmplă și dacă Dumnezeu ne-ar arăta ce se întâmplă înainte, cred că tare multe am da un pas îndărât. Dar avem promisiunile Lui, că nu suntem singure. Și că în drumul ăsta, în desfășurătorul ăsta, Dumnezeu ne-a trasat calea și ne-a pus niște jaloane și ne-a dat promisiunile Lui, care? Că este în fiecare zi cu noi. Și că El suferă alături de noi, de fiecare dată, și că niciuna din suferințele noastre nu-L ia prin surprindere. El este așa de bun ca să aibă milă de noi. Este așa de îndurător să ne ierte păcatele noastre. Este așa de puternic să-și țină fiecare promisiune și să nu se răzgândească în privința promisiunilor pe care ni le-a făcut. Este așa de înțelept că pentru fiecare suferință, în 1 Corinteni 10:13 avem siguranța biruinței și acolo spune că Dumnezeu nu va îngădui niciodată să suferim mai mult decât putem să ducem. Și a pregătit dinainte deja la mijlocul de izbăvire, ca astfel să putem să-L ducem, nu-i așa? De multe ori noi vedem pe porțiuni mici, dar Dumnezeu are vederea de ansamblu. De multe ori noi vedem doar frângerile noastre, limitările noastre, vulnerabilitățile noastre, dar El își exprimă tăria Lui. De multe ori noi am vrea să ocolim suferințele noastre, nu? Cine ar vrea să treacă prin ele? Tare mult am vrea să le ocolim, dar Dumnezeu spune nu. Pe acolo ții drum. Dar eu alerg pe nor ca să-ți vin în ajutor. Nu ești singură în suferința asta. Și așa de multe avantaje, așa de multe haruri ascunse au suferințele și în toate încercările din viața noastră. De multe ori avem tendința asta să ieșim de sub ascultare. Ieșim de sub ascultarea soților noștri fără să realizăm că de fapt ieșim de sub protecția și de sub ascultarea lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă atunci? Nu pierdem dragostea lui Dumnezeu, dar pierdem protecția lui. Și Dumnezeu îngăduie ceva ca să ne aducă din nou la ascultare. De multe ori ne înțelenim de pământul ăsta ca și cum aici este casa noastră și aici sfârșește drumul nostru. Și Dumnezeu dă așa un mic cutremur. Da, slavă Lui, nu pe scara Mercalle sau Richter sau eu știu cum a fost în Turcia, Doamne ferește, ci pe scara îndurării Lui. Și știți ce e interesant? Că niciodată în cutremurile din viața noastră nu cade ce este din Dumnezeu, ci cade tot ce a fost contribuția noastră, tot ce nu este de valoare pentru împărăția Lui Dumnezeu. Este un mod prin care Dumnezeu ne curățește. Prin încercările noastre, Dumnezeu ne bagă așa la niște cursuri intensive, dacă ar fi. Și este același principiu cu care operează Domnul Iisus Hristos. Pentru că El le vorbește ucenicilor despre împărăția Lui și le dă pilde și învățături și din cuvânt și referiri la Vechiul Testament, la legea pe care ei o cunoșteau. Și după aceea îi bagă la o sesiune practică. Nu e așa că și noi cu atâta nonșalanță de multe ori cântăm pot să se sfărâme munții, mare în cloc o să te odea, noi ce mai, ce vitej suntem noi, de nimica nu ne teme. Noi spre ceruri vom zbura. Dar când vine un pic de furtună, ce facem? Ca și Petru, nu? Sărim, Doamne, ne necăm, Doamne, ai grijă, Doamne, nu ne lăsa. Și Dumnezeu vrea să ne arate, nu? Prin tot ce ni se întâmplă. Este o unitate de măsură a maturității noastre, a modului în care noi răspundem. Și slavă lui Dumnezeu, pentru că pentru cele care ați fost în spitale, pe paturi de suferință, acolo unde Dumnezeu a putut
și a vrut să vă folosească ca o lumină, ca un exemplu. Au fost atâtea situații în care femei cu cancer, cu faze avansate, au dus cu demnitate suferința față de alta care se văita dintr-un pat de alături, care avea doar o apendicită. Și a putut să fie acolo o mărturie. Să ne păstrăm această demnitate în încercările vieții, pentru că noi, dacă nu vom face această diferență, cum să te duci să mărturisești că tu ai un Hristos viu? Și cum să-L mărturisești pe El? Dacă atunci când ești un pic încercat, sigur în zile de sărbătoare și la evenimente, toate suntem frumoase, nu-i așa? Dar când în încercare, un pic să te ciupească cineva, un pic să se întâmple ceva și gata, explozia mare, și atunci este un examen pe care putem să-l câștigăm sau putem să-l pierdem. De aceea Dumnezeu ne cercetează și prin Duhul Sfânt nădăjduie să ne ajute să putem să înțelegem, să privim suferințele ca un instrument de lucru în mâna lui Dumnezeu, să vedem o dovadă de dragoste. Și de multe ori nu înțelegem, ci tot proclamăm noi ce se întâmplă în Romani 2:28. E bine atunci când ești în suferință. Cine poate să spună, să sară într-un picior și să zică, Doamne, ce bine, stai că n-am 8:28, cred că m-am, iertați-mă, de emoții și de oboseală le încurc acum. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Nu putem înțelege acest bine decât atunci când trecem mai târziu și vedem ce lucrare glorioasă a făcut Dumnezeu. Dacă mă uit îndărăt la viața mea și dacă vă uitați și voi la ce s-a întâmplat până acum, ce ne-a modelat cel mai mult? Oare nu încercările vieții ne-a făcut să fim femei puternice, care să facem față solicitărilor de fiecare zi și încercărilor care vin? Și te rog să pui 8:17 și cu 18. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Când vedem ce frumos scrie cuvântul despre slavă, sigur că ne-am dorit slava, dar dacă s-ar putea fără suferință, așa cum ne-am dorit mantaua puterii, dar fără nicio contribuție, fără niciun efort din partea noastră, așa cum ne-am dorit toiagul cărmuirii, dar nu acceptăm și biciul care vine împreună. Dumnezeu, mă rog să ne dea acea înțelepciune, acea acceptare, acea voie plăcută și desăvârșită care se găsește numai în Hristos, numai în Dumnezeu, doar atunci când toată încrederea ne-o punem în El și să fim încredințate că El, zidirea care a început-o în fiecare din noi, se va lupta cu noi cum s-a luptat cu Iacob și își va duce la îndeplinire planul, chiar dacă ne doare, chiar dacă suspinăm, chiar dacă ne curg lacrimi, dar să avem încredințarea că suntem pe calea către cer. Și diavolul, care n-a creat nimic și face tot haos, el nu face altceva decât să se lupte în fiecare zi, să ne împiedice din ce, să ajungem în cerul din care el a fost alungat. Să identificăm strategiile lui și să ne împotrivim tari, pentru că îl avem de partea noastră pe Dumnezeu. Dar nu există altă biruință decât împreună cu El, decât în promisiunile Lui să ne întărim și când ne întâlnim una cu alta, să ne încurajăm, să ne distragem atenția de la problemele care sunt, să ne îndreptăm privirea spre El, acolo să fie scopul nostru, drumul nostru, așteptarea noastră, râvna noastră și să dăm mai departe generației care vine după noi, copiilor noștri, nepoților noștri, strănepoților noștri, această nădejde vie într-un Hristos viu. Că nu suntem aruncate în lumea aceasta, indiferent de cartierul în care suntem, de casa în care suntem, de condiția noastră,
ci că avem o apartenență sfântă, să vă păstreze Dumnezeu în acest har. Știți care e locul nostru? El ne ține pe genunchi și ne dezmiardă. Acolo este locul nostru. Poate că în luna aceasta martie, unele din voi, în 8 martie care urmează, veți fi onorate, veți primi buchete, veți primi, eu știu, atenții și cadouri. Dar poate că altele în singurătate nu vor fi onorate. Dar vreau pentru voi să am un cuvânt și să vă încurajez. Că oamenii și-aduc aminte odată pe an să facă o sărbătoare pentru voi, femeile, pentru noi. Dar Dumnezeu are o sărbătoare în fiecare zi. Și o promisiune de binecuvântare în fiecare dimineață. În El să ne încredem. Pe El, El este Domnul nostru, Împăratul nostru. El locuiește în inima noastră. Și să-i dăm loc să crească în inima noastră și împreună cu El. Fiți binecuvântate de Domnul. Eu am adus și cărțile mele. Dacă o să intereseze pe cineva, vor fi la ieșire. Lada cu zestre, pe care cred că cele mai multe o știți, au fost și emisiunile la radio, și care este pentru mame, da? 100 de idei practice în exclusivitate pentru mame, pentru organizarea casei. Apoi ștergarul slujirii, care are tot 100 de idei practice, dar pentru slujire în afara casei. Și ultima este lecții pentru viață, cea mai nouă. Puteți auzi câte una și lunea dimineață la Vocea Evangheliei, la misiunea de slujire. Are 300 de întâmplări foarte scurte, niște pilde, care sunt adevărate experiențe de viață din care să învățăm. Vă mulțumesc și vă binecuvintez în numele Domnului.